mai completă ediție, ultima, tabla de sculptură în metal, ediția 6-a, conține 6 lucrări de sculptură monumentală, amplasate 3 în fața facultății pe strada domnească și restul în interiorul campusului. De la diploma Cluj din 97 sunt doar, să zic, cam 30% dintre lucrări. Apoi, de la Student Art, pot să zic că mai sunt cam 3 lucrări, restul fiind în continuare în depozit. Se modelează metalul? Ascultă materia sau e mai... E unul dintre cele mai plastice materiale, spre deosebire de lemn sau piatră. E un material care poate fi modelat și tăiat, lipit, ceea ce nu merge la piatră sau la lemn. Din punctul ăsta de vedere, ca și sculptor, vă spun că metalul, indiferent de fapt că este fier sau bronz, este un material foarte fluid, foarte plastic, foarte plăcut pentru construcția unor lucrări. Arta contemporană începe să presupună din ce în ce mai mult, pe lângă valorile clasice, tradiționale, și intervenția cineticului sau partea de inginerie pe care nu întotdeauna poate face un artist, pentru că nu are cunoștințele necesare, dar faptul că la ora actuală între Muzeul de Artă Vizuală și Universitatea, Facultatea de Mecanică, există această bună colaborare, noi, artiștii, sperăm că vom putea la un moment dat să ne încadrăm cu alte lucrări noi pe viitor, în care să combine într-o măsură cât mai fericită arta și ingineria.